Adică, uite, apropo de lideri de studenți și de lipsă totuși de o... Nu i-aș spune acum, poate că sunt un pic mai sever cu copilul care eram, dar liderul de studenți de pe filmarea respectivă de la Marius Tucă Show cu alți colegi de-ai mei și discutam despre guvern, avea despre punctul 8, grele. Punctul 8 de la, la revendicările era trimitere la punctul 8 de la Timișoara, dacă îți aduce aminte. Eliminarea, în fine, celor care au avut funcții până la eșanale 3-4, o demență. Garantarea moralității întregii clase politice, 1998, da? E, cetățeanul ăsta... Când de la emisiunea a plecat la guvern, n-a fost lăsat să intre, că n-aveam buletinul la mine. Cum să mă întorc eu? Era Piața Victoriei acolo, gemea de studenți care așteptau o rezoluție. Ce ați făcut la negocieri? Iar eu n-aveam buletinul. Și domnii respectivi de la Protecție și Pază au spus, nu, te-am văzut la televizor, știm cine ești, nu intri. Și a trebuit să mă duc acasă, să fiu muștruluit de taică-miu, care mă văzuse la televizor, ți-am spus să porți buletinul cu tine, era din ăla, nu erau încă deschis copertă, da. Și era ferfenițit că intrasem în apă, probabil în vamă. Deci genul ăsta de nebunii au fost foarte elocvente și foarte, foarte în spiritul epocii, zeitgeist, cum zice neamțul. Ăla era spiritul epocii, să-ți uiți buletinul la negocieri la guvern.